Ei, să începem. Stai să mă prezint, tot G187. Stai să mă prezint, tot G187. Și tot ce spun se bazează doar pe fapte. Tot ce am făcut sau n-am făcut, nu am tăcut nici când trebuia să fiu mut. De mic am încercat să fac o diferență, pe când unii s-au ars subii ca o rezistență. Știu că greșesc, dezar nu mă judeca. Nu fi și tu unul ce-mi pune piedica. Dar cine ești? Tu ai fost acolo lângă mine? Ai fost când îmi era greu sau când îmi era bine? Nu ai știut cum e să fii în pielea mea, deși am auzit tot ce spunea lumea. Ăștia spun că OG nu e bun, nu îmi pasă să încerc să fiu nou. Da, de ce crezi că m-aș schimba? Fără hatere ca și cum n-aș exista. Mereu am încercat să ies din underground. Când am reușit mi-am dat seama că e un background. Pentru cei ce nu pot avea succes sau pentru rapperii ce lipici la piață n-au. Scuze. Mereu am crezut că o să fac ceva cu hip-hop-ul, întâi pe rap și de mult făcut și trap-ul. Da, am ajuns la o concluzie tristă. În România rapperii sunt ca o pizdă. Se ceartă mereu care sunt cei mai tari, dar au 300-400 views dispari. Cultura nu e dezvoltată deloc, știi? Ei încă cred că-s mafioți ca paraziții. Încă cred că rapperii lor preferați fug de garde. Sau cine știe? Trăim în România, băi. Trezirea. Am scuipat pe beat mai ceva ca lama. Unii încă mă urăsc de parcă aș fi Osama. Dar n-am distrus niciun turn, am făcut doar invidia să ardă bun. Spune-mi OG, spune-mi OG, spune-mi OG, cum te mai faci asta încă nu te-ai plictisit, be? Cum să mă las dacă eu o am în inimă, când asta e ceea ce mă scoate la lumină. Tot ce am făcut sau n-am făcut.